212, 212, hai te rog și la mai mari băi și fete! Astăzi o să ne ocupăm de o lecuțică de puișor. Și anume o să facem ceea ce italienii numesc un pui valdostana sau valdosana. Nu, cred că valdostana mai degrabă. Bine, o să facem ceea ce seamănă a un pui valdostana, pentru că recunosc, n-am să respect rețeta italiană, pentru că în rețeta mea am să folosesc piept de pui, da, foarte corect, și am să folosesc niște mușchi de asta țigănesc. Și italienii n-au așa ceva. Ei au alte bazaconi, înțelegi ce zic? Dar eu folosesc mușchi de anosul țigănesc, românesc. Mușchi țigănesc pe care l-am luat de pe site-ul valahiauk.com. Deci, am uitat pe site-ul valahiauk.com, două, trei click-uri, țac, 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 o lecuțică de muști gănesc, am mai luat o lecuțică de parizer, recunosc, că știți voi, slăbiciunea mea e parizerul, doi, trei cârnați, o lecuțică de ceafă de porc, țac, 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 țac. A doua zi, o venit acasă, împachetat frumos, cu gheață, tot ce trebuie, proaspăt, numai bun, de consumat. Așa că dacă vă aflați în Marea Britanie și aveți nevoie de produse tradiționale românești, intrați pe valahiauk.com, click, 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 în 24 de ore e marfa la voi acasă. Înțelegi? Valahiauk.com. Asta fiind spus, ne apucăm o lecuță de treabă. Prima și prima oară am să tai eu mușchiulețul ăsta și am să încerc să tai feliuții cât pot eu de subțiriele, înțelegi? N-am feliator, că dacă aș fi avut feliator, aș fi folosit un feliator. Acum că nu-s feliile întregi, nu contează, vezi treaba. Uite așa și am să pun feliile mele, uite aici pe o farfurie. Bucățele astea de piept de pui, am să le iau, uite așa frumușel, am să le pun sare, am să le pun piper, tac, 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 și pe o parte și pe alta, uite așa frumos, și cu știuliuc le dau prin făină, le tăvălesc o lecuțică prin făină, uite așa, pac, pac, scuturăm excesul și am să le pun, uite așa pe farfurie, pac, și așa fac cu toate, uite așa, pac, o lecuțică de agregat, o lecuțică de tigaie, o lecuțică de foc, foc cu mititel, mititel nu foarte mare, nu, nu, nu. Și zic mititia din cauza că eu am să pun o lecuțică de unt. Uite aici, pac. Și dacă dăm focul prea tare, se arde untul, înțelegi ce zic? Și totuși, ca să fiu sigur că nu se arde untul, am să pun și niște ulei. O lecuțică de ulei. Ce se întâmplă? Uleiul ridică temperatura de ardere. S-a topit untul cu știuliu cu pieptul nostru. Păcăpăm, 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 păcăpăm. Uite așa, dragilor, și am să prăjesc eu pieptul ăsta în unt până când se prăjește. Când se rumenește pe parte, îl iau și îl întorc și rumenești pe partea cealaltă. Când se rumenește pe partea cealaltă, am să stâng o lecuțică focul și am să scot eu pieptul ăsta de pui. Uite așa pe farfurie. Reaprind focul. Tot așa, focul mititel, nu foarte mare, cu știuliu cu ceapă tăiată, mărunt, 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 mărunt. Eu să fiu sincer, am aici niște șalotă. Și călim o lecuțică ceapa asta. Am călit pentru vreo două minuțări ceapa cu știuliu cu o lingură rasă așa de făină, albă. Uite așa, pac, 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 și amestecăm. Vrem să prăjim și făina asta pentru vreo minuțel așa, la foc mititel. Nu prea mare că să arde. Am prăjit eu făina asta cu știuliu cu jumătate de pahar de vin. Uite așa, pac. Dăm o lecuțică focul mai tare și amestecăm. Putem să punem și niște sare, nu foarte multă sare, cu am avut și puiul sare, înțelegi? Și și-o lăsat din sarea lui acolo. Piper. Amestecăm. Uite așa, dragilor, am lăsat eu să fiarbă vinul ăsta până când s-a îngroșat. Ia uitați-l cât e de gros, înțelegi? Așa. Știu că am să pun pieptul, de așa, pac, și am să vin cu niște supă. Supă de pui. Nu foarte multă supă de pui, nu, nu, nu. Și am să amestec o lecuțică, uite așa, frumos. Acum, sincer să fiu, supa este opțională. Nu e neapărat să o pui, dar îi dă automat al gust. Poți pui o lecuțică de apă sau poți pui o lecuțică mai mult vin. Înțelegi ce zic? Și a să lasă fiarbă, uite așa, fără capac, până când scade o lecuțică și supa asta, înțelegi? Scade cel puțin la jumătate. Să mai îngroașă și asta o lecuțică. Uitați aici, nu știu cât se vede pe cameră, dar s-a îngroșat bine, 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 înțelegi? Uite așa, frumos. Hei, Doamne, eu l-am gustat, știi cât e bun. Băi, deu. Dă focul mititel, mititel, mititel. Și am să pun feliuțele mele de mușchi țigănesc, uite aici, pe deasupra, uite așa. La 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 la. Și peste ele niște feliuții de cașcaval, uite așa frumos. Și uștiuc, am să pun capacul, uite așa. Și lăsăm așa cu capacul pus la foc mititel, 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 până când stopește cașcavalul cealaltă, se face frumos, frumos, frumos. Ai, Doamne, de-abia aștept să mănânc. Ah, Doamne, Doamne. Ia uitați aici nebunii, dragilor, vai de capul meu cum s-o topi brânzica asta, am strâns focul și după ce am strâns focul am mai lăsat așa 2-3 minuțele, înțelegi, ca să se stopească bine, 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 bine. Să punem o lecuță că să mâncăm. Uite așa și punem și sosulezi între asta, uite așa pe aici. Doamne, Doamne, Doamne. Mi-a făcut și o lecuță de sărățică ca să intre așa, știi cum zic? Și luăm, uite așa, cu sos dintre ăsta care s-a îngroșat, înțelegi, oleacă? Minunat! Minunat! Văleu! Curcubea pe cerugule! Pui valdostana pe sistem românesc! Cu moștigăresc de la valahiauk.com.